continuare să puteți face ceea ce vă doriți. Dar aveți dreptate. Domnul Andrei trebuie să fie astăzi de cel facem ce. Este imposibil să faci de un singur ceva. Iată, prin echipă, prin asta suntem noi puternici, iată de ce am considerat și am considerat cel care este gazdă în această seară, să facem și prezentarea echipei. Și cred că este benefic. O să ajungem și o să ne punem întrebări unul altuia și o să vă răspund cu mare plăcere. Moment, să știți că... Ca să-l chemăm și de Plohotniuc, să-i spun și el să vă... A chemat Andrei Năstase la toate și la publica de via, a zis cu vizit, dar nu vine pentru că el nu știe să vorbească. Domnul, noi suntem deschiși. Domnul, bună ziua, vreau să vă zic tuturor! Referitor la persoane care se revoltă, vă rog, răbdare, putere, interior de caracter. Inga nu pleca. Inga nu pleca. Din considerentul că n-ai venit la droiți, iar duminică, astăzi am găsit bine să trebuie. Să ne facem mult. Domnilor și doamnelor, iată cum sunt eu așa cum mă vedeți. Sunt persoană cu dizabilități. Sunt tata a patru copii, foarte repede scurt. Domnul Grăbeaș să vorbească domnul Andrei, dar eu foarte scurt. Am să găsesc cuvință să vă atrag atenția tuturor să ajungă sentimentul cel mai dureros care sunteți. Și acest sentiment este indiferență. O boală care o are fiecare cetățean al Republicii noastre. Indiferență, boală grea. Vă rog, treziți-vă puterile, răbdare, iar așa aveți hai să vorbesc cât de puțin. Cât de puțin să vorbesc. Și trag atenția tuturor ca să mă înțeleg.